spatele microfonului nu este diferit de omul din fața microfonului, pentru că datorită omului din spatele microfonului există, nu-i așa, și cel din fața microfonului. În spatele microfonului există o familie care reprezintă ancora mea în această viață. Există victorii și înfrângeri, niciodată capitulări. Există bucurii și tristeți, există momente de temere și momente de liniște. Însă cel mai important, cred, este faptul că în spatele microfonului există un om care se hrănește cu muzică. Aș avea aici două argumente. În primul rând, faptul că am cunoscut de-a lungul vieții mele la microfon oameni de radio adevărați. Doi dintre ei mi-au influențat drumul. În primul rând, Paul Grigoriu, care mi-a oferit șansa să pătrund în bucătăria unei emisiuni de radio și să învăț foarte multe lucruri în materie de jurnalism. Iar cel de-al doilea om a fost doamna Mihaela Doboș, care mi-a oferit șansa să fac parte din echipa care pe 24 martie 1997 crea din nimic acel vis frumos care, iată, peste 24 de ani, este o certitudine în radiofonia românească. Este vorba despre Radio România Muzical. Al doilea argument important este publicul, pentru că și atunci și astăzi a fost alături de Radio România Muzical, am creat din acest vis o certitudine radiofonică împreună și acest public, Radio România Muzical, minunat, exigent, dar mai presus de toate, iubitor de muzică bună, mă face să fiu cu mine însumi exigent în fiecare zi atunci când semnez o emisiune sau un interviu, pentru că știu că, dincolo de faptul că respect meseria, știu că pot răspunde cât se poate de bine exigenței acestui public. De aceea aș vrea să le mulțumesc celor care sunt alături de noi în fiecare zi, pentru că mi-a oferit șansa să am o meserie foarte frumoasă. Dintr-o întâmplare. Pot spune că prin gara vieții noastre trec nenumărate trenuri. Unele le vedem, altele le scăpăm, altele ne întrebăm dacă ar fi bine să ne urcăm în ele sau nu. Ei bine, eu am dat crezare unui zvon care circula pe holurile conservatorului Ciprian Porumbescu, astăzi Universitatea Națională de Muzică din București, cum că la radioul public era nevoie de colaboratori la redacția muzicală. Și astfel am ajuns la Radio România, la redacția muzicală. Am făcut 2 ani de ucenicie în care pot spune că am șters de praf cardexurile din această redacție, cum se spune, și este un lucru foarte bun pentru că astfel am învățat ce înseamnă fonoteca radiodifuziunii, iar apoi m-am angajat la redacția muzicală și, bineînțeles, revin la acea șansă pe care mi-a acordat-o doamna Mihaela Doboș în 1997 de a face parte din echipa care practic a fondat Radio România Muzical. Cred că lucrul acesta a fost cel mai bun lucru care se putea întâmpla în viața mea.